Ne întâlnim după premiera oficială a spectacolului Versul Singuratic. Mm-hmm. Cum a fost întâlnirea cu Cristi Juncu și cu trupa Teatrului Notaram? Mă gândeam că, dacă te referi la premieră, cum a fost întâlnirea cu criticii, care a fost jalnică, știi? Da, a fost o seară din aia, deci oamenii au legende, actorii, știi? Că al doilea spectacol e mai prost, ca al treilea sau ceva de genul ăsta. Și noi n-am avut asta, am mers foarte bine. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, cred că al cincilea a fost spectacolul cu criticii și au fost foarte multe accidente, foarte multe chestii care n-au funcționat. A fost ciudat. Dar, mă rog, am scos barca la mal și am funcționat până la urmă. Întâlnirea cu Juncu. Un telefon de la Juncu. Eu mă gândeam că vrea să-mi ceară numărul cuiva sau ceva. Și mi-a zis adică m-a întrebat dacă vreau să vin la o lectură. Și am spus da, oricând. Și s-au legat lucrurile foarte repede. El a fost destul de suspicios un timp, adică temător că o să renunț și eu tot trebuie să explic că nu renunț. Nu renunț niciodată decât în prima zi sau a doua zi, pentru că îmi dau seama dacă materialul e ok, dacă partenerii, oamenii cu care lucrez sunt ok și merg mai departe și nu... Dar a fost pentru mine o adevărată premieră, pentru că e prima oară după 15 ani că joc teatru în regia altcuiva. Până acum m-am regizat singur. Cum ai văzut personajul tău, Coleman, din... Păi, ne-am avut primul spectacol pe 14 ianuarie și când am reînceput repetițiile pe 5 ianuarie anul ăsta, nu aveam încă un personaj și eram destul de speriat. Dar l-am găsit destul de repede în zilele care au urmat și după aia Cristi Juncu a fost de acord cu majoritatea propunerilor mele și mi-a plăcut foarte mult exact lucrul ăsta, că vengea punctual și spunea asta să nu faci, că e prea mult, asta mergi pe linia asta, că e bine, adică n-am văzut un om care să economisească energia actorului atât de bine. Pentru că sunt foarte mulți regizori care vin și îți fac capul mare cu multe, multe informații. El își fuma țigara electronică și stătea, râdea singur, că asta m-a ajutat foarte mult. Asta m-a ajutat imens participarea regizorului, adică participarea efectiv, să-l vezi că stă atent, știi, el e mai bun om așa și stă puțin pe spate. Eu am exemple de oameni care stau în față, dar el era foarte implicat și l-auzeam cum reacționează la multe lucruri. Am o singură replică unde n-a fost de acord și eu tot am lăsat-o și am zis o las pentru că se bucură Raluca, îi place Raluca, e suflarea noastră. Nu că am avea nevoie de ea, pentru că știm textul, dar e un om foarte mișto cu care repetăm textul și Raluca a zis, nu, păstrează asta. Și am zis, Cristi, îmi pare rău, dar... Bună! Îmi pare rău, dar o să țin asta. O singură replică, nu o să zic care. Da. În general, nu-ți plac personajele cu minți care... Normale? Normale. Da, nu-mi plac pentru că... Probabil atunci când eram foarte tânăr și total neexperimentat, am fost distribuit în multe roluri din astea de băiat cu floarea în mână, știi? Tânărul îndrăgostit care vine și dă un trandafir fetei și... Nu, chiar sunt antipatice pentru că n-am găsit până acum unul care să aibă substanță importantă, ceva acolo, știi? N-am citit ceva care să mă dea peste cap, în care personajul ăla super normal, știi, să aibă o mică dereglare undeva. Probabil că există, da. Să aibă o scânteie, ceva. Da. Ai un spectacol care îți place foarte mult, care place foarte mult, Freak Show.
Cum sunt personajele? Cum ai ales personajele din spectacolul ăsta? Când ai văzut? Că am o întrebare clară. Am văzut că nu mai de mult. Dacă l-ai văzut acum un an, de exemplu, cam așa, între cam timp așa. S-au mai schimbat două monologe și asta e un lucru bun, pentru că fiind al meu și având puterea asupra lui, deci materialul fiind scris de mine, tind spre formula ideală. Și atunci am observat niște mici defecțiuni în ansamblu, datorate unor anume monologe, și le-am schimbat. Și o să mai fac asta, nu neapărat pentru că acum n-ar funcționa. Acum este într-o formulă care mi se pare pentru moment ideală. Dar vreau ca spectatorul care revede spectacolul după un an să descopere măcar un monolog nou, știi? Și atunci o să mai fac joaca asta. Mi-e foarte drag. Și am fost deja în multe locuri și se întâmplă lucruri bune cu Freak Show. Sper să mai trăiască cu el. Da, a fost foarte frig. A fost foarte frig, minus 35 de grade. Și de scale și drumuri lungi, distanțe mari și nu mă plâng, dar cred că ar fi fost ar fi putut fi mai bine în câteva locuri. Am avut un spectacol foarte bun la Montreal. Am fost în patru locuri: Montreal, Calgary, Ottawa și Toronto. Și la Montreal a fost cel mai bun. Adică am avut o sală de teatru minunată. În general, spectacolul, calitatea lui ține de minimele dotări pe care trebuie să le aibă o sală de teatru. Și la Toronto am avut o sală de conferință și un microfon foarte prost și, mă rog, sunt amănunte tehnice, dar ele contează în povestea asta, pentru că eu încerc să dau publicului un spectacol de teatru și chiar vreau să fie perceput ca un spectacol de teatru, nu ca un stand-up comedy sau nu e așa ceva. Deci este țin mult la asta. Am mers la Arad, pe scena Teatrului Mare din Arad, pe scena Operei Naționale din Timișoara, adică am amintiri foarte frumoase la Bacău, am fost la mai multe teatre mari și nădăjduiesc să ajung în toamnă la Iași, știi? La Iași mi-a zis cineva, pot să te duc la Casa de Cultură cu tare. Și am zis, nu contează dacă promovarea durează 8 luni. Contează să mă duci acolo la Iași, unde am fost eu în 2000, la Sala Mare a Teatrului din Iași, unde am fost în 2003 și unde vreau să mă întorc. Am o amintire plăcută. Da. Trecem puțin pe film. Ești proaspătul câștigător al premiului pentru cel mai bun actor la Gala Gopo. Mm-hmm. Și acum, astăzi, au fost nominalizările și ai fost nominalizat pentru cel mai bun actor la premiile UCIN. Ce înseamnă premiile astea pentru tine? Lumea zice că e un Oscar românesc, știi? Și încerc să văd așa lucrurile și încerc să trag speranță că o să existe regizori. Mă interesează foarte tare, mai ales regizorii tineri care vin cu o altă viziune, care să nu se mai teamă de mine și să nu mai plece urechea la zvonurile alea, cum că aș fi nedisciplinat sau dacă sunt și regizor, nu pot să lucrez cu mine ca actor și așa mai departe. Și atunci premiul ăsta, sau măcar nominalizarea, vine ca să mă ajute în demersul ăsta. Să înțeleagă oamenii că pot lucra cu mine. Exact ce-ți povesteam de Juncu, știi, teama lui de la început. Pentru că probabil că există oameni care pe care i-am refuzat și n-am făcut-o cu brutalitate, dar refuzul a contat, m-a adus într-o zonă urâtă, știi, pentru ei. Și atunci probabil că au spus, nu lucrați cu ăla, că e dificil, știi? Și atunci, dacă spun mai mult, am auzit multe chestii care sunt ciudate. Am auzit că-s bețiv sau lucruri de-astea, știi? Cine e cazul? Sunt obișnuit cu multe legende pe care le creează oamenii. Nu știu.
și după premiul pe care l-ai luat și filmul care l-ai făcut. Ce îți place mai mult? Ce crezi că e mai, că e mai frumos pentru un actor? Teatrul sau filmul? Eu mă simt bine la teatru și am fericirea asta, sferii unice, știi? Și când se întâmplă să fie foarte bine, cum s-a întâmplat și la Vestul Singuratic, acum vreo două spectacole, am cumva nebunia că nu uit seara aia. Am seri pe care nu le uit. Normal că uiți detalii, dar ceva simți, rămâne în tine. Filmul fixează niște chestii. Filmul e o experiență mai rece, cumva. Totul se întâmplă foarte la cald când filmezi și când ai zilele alea care ești cu totul acolo și după aia poți să-ți uiți textul, poți să uiți și ce ai făcut și să descoperi peste un timp de un an chiar. Te uiți la tine ca și cum n-ai fi tu, știi? Pentru că trece timp și tu faci alte lucruri în vremea. Se estompează amintirea. Da, se estompează total. Țin minte că pentru mine o școală importantă a fost La Urgență, serialul făcut de Andrei Zincă. Și mi-aduc aminte că la un moment dat mă înțelegeam excepțional cu Zincă și era o comunicare perfectă. Și îmi învățam textul pe drum spre filmare și mai repetam pe platou un pic, făceam scena, secvența respectivă și uitam imediat tot, mai ales că erau termeni medicali, mă rog, era. Și atunci filmul e o altfel de experiență și în general așa se face, există și proiecte mai complicate și mai laborioase în care actorii repetă ca la teatru. Și aici există o capcană, pentru că pot părea teatral. Dacă textul pare învățat, oricât de bine ar fi spus, există momente în care te uiți și zici, bă, ăsta zice bine textul, dar că totul e bine, e în regulă, dar ceva nu se leagă. E prea mecanic. Da, e cumva. Și atunci asta e căutarea, asta e lucru pe care îl caut în continuare și descoper în fiecare mică secvență sau chiar dacă am o zi de filmare la un proiect, cum să fac să obțin prospețimea aia, știi? Da. Totul se inventează în momentul ăla, știi? E valabil și la teatru, evident, dar la teatru există o convenție și reacția publicului creează o complicitate imediată. E totul acolo și suntem un fel de... Simți imediat reacția. Da, și un fel de înțelegere între, nu știu, 200 de oameni sau cât sunt acolo. Deci oamenii din sală plus actorii de pe scenă fac o joacă, da? Noi râdem de voi, voi sunteți ăia și nu știu ce. Dar la film e altceva. La film e cu totul altceva. La film pot să stau și eu în sală să mă uit și să râd de mine pe ecran sau știu eu cum, da? Ai deja un număr important de spectacole pe care le-ai regizat, printre alte Zarul și Căști, Tom și Jerry. Zarul și Cărți a fost o școală. Bine, și Tom și Jerry, nu mai zic, da. Spuneam mai devreme de Băiatul cu Floarea. Acolo există un personaj foarte timid, jucat de Petre Fumuru. Când noi am făcut prima oară piesa asta, în 2002, eu eram convins că o să joc omul ăla timid și așa. Și după aia, de asta spun că a fost o școală, pentru că am ajuns să joc un fel de zbir, știu, un șef din ăsta, dur și așa. Și în afară de asta, Zarul și Cărți, e în spectacol, personajul meu e foarte elastic și am putut să schimb multe chestii pe același schelet, să pun alte haine, alte accesorii, multe lucruri și asta nu mă refer numai concret la haine și interior, să-i umblu un pic la biografie, funcție de spectacol. Discutam puțin cu Fumuru, uneori îi făceam câte o surpriză mai mult sau mai puțin plăcută în scenă, știi, ca să-l simt că e viu. Și să vezi cum reacționează. Da. La un moment dat jucam la Green Hours și am vorbit cu Ricky Bovnocchi, probabil că îl știi. E un actor foarte bun. A fost la Puric în trupă. Roșcat așa și cu bărbița aia. E un actor fantastic.
Ricky a venit, era în rândul întâi, a pășit pe scenă și s-a așezat între noi și a stat tot spectacolul între noi, ca și cum ar fi un fel de om al meu, știu, mut, tot spectacolul. Și fumorul Petre l-a asimilat greu la început, dar omul ăsta a avut niște reacții, deci spectacolul a fost unic, ăla nu se repetă, știi? El a avut niște reacții stând între noi, noi profil, da? Față în față, publicul acolo și Ricky între noi. Ei, au fost momente în care greu m-am abținut să nu râd din seara aia, care se întâmpla acum 100 de ani. Vreau să întreb, care este spectacolul, rolul de care te-ai simțit cel mai apropiat, de care te-ai îndrăgostit? În ultima vreme sau în general? În cariera ta. Ăsta din Zaruri, pentru că am jucat foarte mult. Paradoxal, da? Când ești singur pe scenă, ai multă libertate. Mi s-a întâmplat și în Sex, Drugs, Rock and Roll și în Freak Show. Dar contezi numai pe tine, te sprijini numai pe tine. În Zaruri am avut un partener care mi-a rămas și prieten pe viață și mă refer la Petru, la fumul. Am învățat mult în munca cu colegul meu, fratele meu, familia mea în momentul ăla pe scenă. Am învățat ce să nu fac, cum să fiu atent la tot ce poate părea violent într-o comedie și care sunt limitele și multe, pentru că vorbim de un timp de vreo 10 ani în care spectacolul s-a tot jucat, cu pauze mari uneori, dar am învățat mult și mi-a revenit foarte drag, tocmai pentru că, exact cum spuneam, am putut să schimb foarte multe lucruri. Fără să cădem în cioace, fără să, știi, fără să alterăm spectacolul. Bineînțeles că spectacolul n-a fost totdeauna bun, dar am avut câteva memorabile. Am avut destule, dar sunt câteva, știi, da. Ce te atrage cel mai mult să faci? Actorie sau regie? Ce mă atrage? Mă descurc cu amândouă. La capitolul actorie am în continuare o privire autocritică foarte, foarte dezvoltată și atunci uneori, când neîncrederea mă subjugă, să zic așa, mă refugiez cu drag în munca de regizor. Și simt că pot să comunic bine cu oamenii, tocmai pentru că cu actorii, da? Tocmai pentru că pornesc, fiind actor la bază, știu foarte bine care sunt temerile lor, care sunt ce ar vrea. În afară de discursul normal, care ține de spectacol, de situație și de lumea pe care o creăm acolo. Atitudinea umană față de actor contează foarte mult. Și tocmai de asta probabil că există regizori mari cu care nu o să pot lucra, tocmai din pricina unei aroganțe excesive sau știu eu cum. Eu n-am cerut niciunui actor să devină fratele meu sau familie sau hai să mergem la starea civilă să ne căsătorim. Dar pe perioada aia, măcar, trebuie să fim ca o familie. Și atunci, pe oamenii ăștia îi caut. La Tom și Jerry am găsit pe Bănescu și pe Ipate. Și chiar mi-au rămas prieteni buni și așa. La Colibri am lucrat de afară cu Daniel Popa și cu Laurențiu Bănescu. N-a fost decât plăcere. N-a fost nicio durere. N-a existat nicio criză. Normal că aveau emoții. Dar n-a existat niciodată între ei sau față de mine un fel de du-te mai încolo, acum sunt ocupat, sunt cu probleme, am emoții și lucruri de genul ăsta. Și atunci pe oamenii ăștia îi caut. Iar Vestul Singuratic nu face excepție. Adică m-am întâlnit prima oară cu Vlad Zanfirescu și cu Andy Vasluianu și nu mai zic de Cristi Juncu și n-am avut... Au fost câteva momente tensionate care erau premergătoare premierei, dar niciodată ceva dureros. Adică erau de genul cum e replica aia, știi? Scăpări din astea, dar nu ne-am insultat, ne-am iubit și asta se întâmplă în continuare și cred că e foarte important. Și e bine ca publicul să simtă lucrul ăsta. Eu nu spun acum niște chestii extraordinare, eu spun niște
niște reguli de bază pe care cred că le are meseria asta. Și atunci, oricât aș părea de naiv, eu cred că publicul trebuie să simtă în sală, din sală, faptul că tu îți iubești partenerul de scenă. Și atunci el o să se relaxeze și o să se bucure. Eu știu că în zilele noastre ideea de scandal atrage. Dar nu mizez pe faptul că, mamă, ăștia se urăsc în viața reală, ia să vedem cum joacă ei acolo. Din potrivă, asta creează o crispare în spectator pe care nu vreau să o văd, știi? Și am nevoie ca să fac legătura de puțină de empatie. Actorii, în general, se spune că au trac înaintea unei premiere. Hmm. Voi ați avut înaintea... Păi am mai zis eu asta, că e un fel de glumă pe care îmi place să o repet, că cel mai bun moment, cel mai potrivit moment pentru un actor ca să facă infarct este într-o premieră, știi? Dar e normal, e normal. Cu asta e meseria. E... Și vreau să mai zic un lucru inteligent, dar... De unde, știi? Adică dacă de unde nu-i nici Dumnezeu în cer. Am vrut să zic un lucru atât de inteligent și l-am uitat. E asta cu tracul. E treabă serioasă, da. Vreau să te mai întreb ceva mai de la începuturile meseriei. Când te-ai apucat de actorie, când ai hotărât să te faci actor, nu ți-a fost frică că vei rămâne în umbra părinților tăi? Ba da. Și? Na da, am avut. Cum ai mers mai departe? Păi, nu știu, mi-am găsit drumul prin 2000, 2000, când s-a întâmplat să pun ceva la Green Hours, zaruri, 2001, nu mai știu, sunt puțin zăpăcit. Dar în 2000, au început să se întâmple lucruri bune, pentru că dacă eram în sistem, cumva, poate puteam să fac ceva, dar cred că lenea m-ar fi tras înapoi. Și atunci eu am funcționat, pentru mine șutul în fund a fost demisia și conștientizarea faptului că trebuie să fac ceva ca să exist, adică să exist pur și simplu ca să câștig niște bani, știi? Normal. Nici măcar nu se punea problema, vreau să exist în peisaj. Problema era tot alta, ce am făcut? Mi-am greșit meseria, mi-am greșit vocația, ce fac, unde merg acum, ce fac mai departe, învăț ce? Știi? Și făcând ceva, muncă de traducere și traducând niște piese și după aia trecând la scris și așa mai departe, dar sunt etape lungi, am învățat să mă mișc singur. Asta e tot. Și sper... Asta e nasol, că nu o să am pensie și sper să fiu valid să mai fac lucrurile astea. Vedem. Poate nu o să ai nevoie de pensie. Eu sper că... La Radu Pelican, care totuși e la 95 de ani și... Nu o să ajung eu acolo, stai liniște. Da. Bun, ești actor, regizor. Deja ai scos 3 sau 4 cărți sau mai multe? Nu, am scos 2 cărți care sunt scrise de mine. Una, da. Un roman și o carte cu povestiri și am mai avut grijă de o carte. E un proiect inițiat de mine pe Facebook. Ficțiuni reale. O carte cu poveștile altora. Am avut un proiect în care am primit eu vreo 1000 de povești. Sunt undeva în jur de 900 și, deci aproape 1000, 1000 de mail-uri, da? Și am citit, pe unele nu le-am citit în totalitate, recunosc, pentru că nu erau ok, dar am făcut o selecție și ele, până la urmă, au apărut într-o carte tipărită la Humanitas și ăsta a fost pariul. Nu știu ce o să se mai întâmple. Eu deocamdată am pus deoparte, am mai scris într-o revistă până de curând, acum am renunțat și era un contact foarte bun ce aveam cu cititorii. Am scris vreo 3 ani jumate la Unica, dar am renunțat și îmi doresc să pun deoparte niște povești și până acum am 8 povești și m-a întrebat cineva când o să fie o carte și am zis probabil în 2020, dacă
mă mișc în ritmul ăsta, știi? Pentru că mi-aș dori să adun vreo 30-35, nu știu câte povești ar însemna o carte. Ar intra, știi, ar alcătui o carte. Da, vedem. Întrebarea era, te atrage, te-ar mai atrage să mai faci și altceva în afară de... Au mai fost și traduceri. Tâmplărie. Da. Îmi place să... Mai duc eu la un atelier, mai lucrez cu oamenii, mai vopsesc un scaun. Am făcut un scaun. De-astea, știi? Am mașină de șmirgheluit. Da. Se pare ciudat, nu? Da, total. Nu, e normal. Adică mie îmi place, îmi și place, dar... Munca asta cu mâinile ajută foarte mult la bibilică, știi? Da, adică uneori e bine să faci treabă, să muncești fizic, să faci... Să transpiri ca să... Ori în meseria asta uneori stai și citești, deci lucrezi pe un text și faci cocoașă, știi? Și la un moment dat te trezești cocoașa. Și eu sunt deja, dar mă rog, mai încerc să mai îndrept coloana și... Asta ai avantajul că ești înalt și... Nu e un avantaj. Că poate e mai vizibilă și durerile sunt mai mari la ăștia înalți, știi? Astea de coloană și de L3, L4, toate astea. Ce proiecte ai? Unde te mai vedem? O să mai fie ceva, dar nu știu când. Și... Face mare plăcere să vorbesc cu tine, ți-aș spune, dar sunt superstițios și nu o să fac. Mi-e frică pentru că așa m-a învățat viața. Atunci, până când nu termin un proiect, să nu vorbești despre el. Atunci că te întreb altfel. Film? Teatru? Poate serial de televiziune? Da, eu am să răspund da. Știi? Și atunci tu o să iei ce vrei. Nu știu, o să vedem. Mi-aș dori să fac serial, nu regia mea, mi-aș dori să joc într-un serial pentru că mi se pare că ăsta e viitorul. Și bineînțeles că vine moda de la americani care au evoluat imens și au niște seriale pe care nu reușesc să-mi închipui cum le fac. Pentru că le fac în regim de lungmetrajuri. Dacă ei strâng acolo 10-20 de ore versus o oră jumate, două ore, un lungmetraj, îmi închipui câtă muncă e acolo. Și sper că asta se întâmplă deja și la noi și industria asta crește și îmi doresc să am experiențe în zona asta. Pentru că în serial ai timp să te dezvolți, ai timp să crești un personaj, să funcție și de scenarist și bineînțeles aici ai și munca cu regizorul și propunerile pe care le faci. Care vin și dintr-o parte și din alta. Da. Asta îți povesteam de Zincă, știi? M-am întâlnit acum două zile cu el, a venit în țară, mi-a dat telefon doar să ne vedem. N-avea nimic să-mi propună, vrea să mă vadă. Și asta m-a bucurat foarte tare. El are munca lui acolo, în America, acum. Dar și aici vine să lucreze la un film, la postproducția filmului sau, mă rog. Dar... am învățat mult de la Andrei Zincă și asta a fost bucuria, știind că trăsăturile definitorii ale personajului meu din serialul ăla, La Urgență, s-au așezat clar, încetul cu încetul, de la un episod la altul și s-au conturat din ce în ce mai bine, știi, faptul că e profi, că e foarte... workaholic din ăsta, știi, îndrăgostit de munca lui până la demență și că nu face compromisuri și așa, adică era un model de prostie, într-un fel, în lumea în care trăim astăzi, știi? Da. Dar foarte mișto munca pe care am avut-o cu el, știi? Și îmi doresc să mai repet astfel de experiențe. N-aș fi în stare să fac, probabil că n-aș fi în stare. Să fac să regizez un serial, poate un episod din serial, poate două, nu știu, dar, asta e.